Ce v-ați băgat în politică? Pentru că m-au interzis în Republica Moldova. Ăia de acolo, teoretic, dar practic cei de la noi. Stai să oprim GPS-ul ca să nu mai așa. Okay. Cred că cu o complicitate foarte mare, dacă nu chiar cu ordin de la cei de la București. Dar s-au cunoscut în timpul facultății la ASE, tot pe soră mea. După 4 ani am apărut și eu. Și tata din Lilieci și Alomița, mama din Răchitosul, de unde am trecut Brancea. Pe înțelesul tuturor, în care noi să ne rușinăm de cine suntem. Avem suficiente motive să ne rușinăm, dar avem și motive să ne bucurăm, că n-am fost chiar așa ultimii mămăligari. Nu zic că aici e centrul universului. Da, chiar așa, să-ți fie rușine, că la noi numai rău nu e adevărat. Uite. Trei băieți și două fetițe? Da. Să trăiți! Opa, dar sunt câți mai... Trei fete și băiat. Mai multe familii? Două familii suntem aici. Alina. Ați ieșit la burgeri, da? Deci dumneavoastră sunteți cu domnul, da? Este cu soțul. Și fata de 7 ani unde? E afară. Da? O dați la școală, da? Da, în clasa 1. Să învețe bine. Da. Asta e singura șansă. Da, domnule. Să învețe bine, da? Stau și aici așa, vreau să fac și eu să nu avem cum să vii toți. Când mai... N-am mamă. Eu n-am tată, m-am murit. N-are cine să... Îmi place de voi că sunteți muncitori. Da. Țineți curat. Da. Da? Ce să facem asta? Și aici e Busuioc, așa îl cheamă. Da, domnule. Am mai văzut. Da? Am mai venit la voi, da? Da. O să vedem cum facem cu casa asta. Am vrut să fac de astă vară, dar dacă nu s-a putut, a fost plecat în Germania. Nu i-a plătit, mai plecați, mai mușească ca să faci două camere. Când nu i-a plătit în Germania? Eu nu i-a plătit, i-a dat țapă, domnule. Da? Da? La cine l-a dus în Germania? A plecat cu unii, cu o firmă, cu... Haideți, intrați! Uitați ca să le faceți de mâncare, v-am adus și niște paste. Da, domnule. Puneți-l acolo pe mască, le strâng eu pur. Sănătate și la întreaga familie. La casele lor și oi cu nuci. Vă mulțumim cu suflet. Asta nu e pomană electorală, asta e pomană, că mi-a făcut mătușa mea un pachet pentru ei, cu cozonac, cu ce, că la noi se strică oricum. Săruna! Să stăpia de cam. Dar ce copii mari aici. Bravo. Acasă, cu animale. Aveți animale? Da. O băcuță? Da.
Copiii sunt la școală? Da. Da? Da. Foarte bine. Învață bine? Toți. Dacă nu învață, le mănânc cu regele. Măcar atâta, să învețe carte, că dacă noi n-am... Intrați, mă, mă. Domnul George, intrați în casă. Noi au murit părinții. Intru. Asta a fost. Adică eu mamă, tată, nu am. El, părinții au fost despărțiți din mici. Bunici. Da? Crescut de bunici. Unde aici, în Pogana? Da. Din București, mama. Da? Brav. Și în ce lucrați? În construcții? În ce? Orice lucrează. Orice lucrează, dacă... Da. Uite, ai luat premiul întâi, da? Da. Nu mai premiul întâi ai avut? Da. Nu, 86, bravo. O intrat la pedagogic din 130, prima. Da. Felicitări. Mulțumesc. Tare mândru când văd copiii, da, care învață bine. Trebuie să învățăm că suntem la țară și alte șanse nu avem. E, așa e corect. Câte semnături strânge aici să-l dai jos pe Iohannis? Nu știu câte sunt până acum. 300 trebuie să faci. 300, bine? Hai, câți ani? 21. Mulți înainte. Hai, să aud vești bune de aici la Pogana. Să rămâneți cu bine. Mulțumim, mulțumim. Doamne ajută. Sistemul era prea umflat, prea mult credea în servicii și în STS și în televiziuni. Uite că nu doar cu televiziuni o să ajungi la oameni. Dar lumea nu e proastă așa cum ar crede. Cred că dacă își fac un video cum taie porcul, gata, o să fie popular. Nu e. Da. Nu la simte. Te trădează gesturile. Salut, domnul George, încântat. Eu foarte bine, să te fericiți și mulțumesc că ați trecut pe la noi. Facem organizații aici cu tine? Facem organizații cu mine, cu soția, cu Sărmâna, Ionuț. Da? Andrei? Că nu foarte mult să plecați băieții care facem organizarea, pentru că nu au fost aseară care nu au anunțat din scurt timp, mulți să plecați. Ziua. Aici este un maimuțoi pentru tine și uite, pentru frații voștri au primit și ei. O să vă ajut, o să crească ei mari, vă ajută la bătrânețe. Uitați, foarte frumoși copii aveți. Familiile sărmane pe care așa le vedem acum, da, eu și își amintească sau sperați să întâmple ceva? Nu cred, asta e o formă a noastră de a fi mai bun de Crăciun. Nu o să iau voturi că am dus. Probabil o să voteze cu cine îi zice primarul, atunci tot așa o să îi dea două sticle de ulei. Dar la mine miza este dacă reușim dintre copiii aceștia să... se țină de școală și să aibă o meserie pe viitor. Doamne ajută, maică, stai-te! Doamne ajută, bine ați venit, doamne! Doamne ajută, bine ați venit, doamne! Doamne Thank you.
sunt George. Mă, copii frumoși. Toți copiii lui mama? Da. Da? Ai nevoie de o dată, vreau la colegii noștri în Iași. Neapărat. Spune pe Facebook. Ce când mai avem de colindat niște case? Mă întreabă mulți. Dar ție nu ți-e frică? Mi-e frică de Dumnezeu de sus, n-am nicio temere ce poate să-mi fac. Poate să mă omoare, dacă mă omoară, fac erou din mine. Dar singura mea temere reală este să nu-i dezamăgesc pe oamenii aceștia, pentru că sunt sute de mii, poate și mai mult, care și-au pus speranța noi și suntem ultima șansă pentru ei și ultima speranță a lor. Unirea cu Basarabia. Asta este proiect de o generație și este un ideal. Dar până atunci trebuie să ne punem noi pe picioare aici, să fim un stat puternic și care să știe ce vrea, că nu prea suntem așa, ca niște curci, bete. Făcut așa planul încât am zis, lasă că intru în Parlament și după aia vin oameni valoroși alături de noi, că o să fim forță parlamentară, se schimbă calimera. Și n-au venit. Și primele luni au fost chinuitoare pentru mine. Mă, dar noi vrem să schimbăm România, dar cu cine o să schimbăm? Că e un uriaș aparat birocratic care e rezistent la schimbare. Dar ce înțelegeți despre oameni valoroși? Oameni capabili pe domeniile lor. Uite, a, așa, tehnocrați, adică. Nu neapărat tehnocrați, poate fi și afiliați politic. Nu? Așa, da. Tehnocrații nu sunt definiția specialiștilor. Și experților. Oameni buni pe domeniile lor. Și oamenii ăștia nu veneau în primele luni. Și a fost greu, nici nu puteam să dorm. Am avut și o dereglare atunci cu somnul. Mi-am luat și aluzele din alea de fac întuneric total ca să pot dormi. După 3 luni, 4 luni în care eram mai mor decât eu din cauza lipsei de somn. Și acum, din august, septembrie încoace, încep să vină oameni cu care pot spune baza că poți conduce o instituție. Adjunctul de la Protecția Consumatorului, adjunctul de la Inspecția Muncii, cu ultima mea iubită. Așa. Asta și m-am uitat la House of Cards. Mă uit la filmele politice, adică sunt foarte plictisitor. Dar la comedii romantice nu vă uitați? Nu. Poate de asta ai fost, ai iubit. E fosta iubită pentru că am lăsat când am organizat eu o reeditare a podului de flori. Spera și asta, săraca, să mai stau pe acasă. Am stat, m-am dus, i-am zis, mă duc o lună la Iași. Pregătim podul de flori. Și când m-am trezit înapoi, nu mai era, și-a luat hainele, m-a lăsat singur acasă. Nasol. Viața asta de revoluționar nu e...